Reprogramată după o amânare, întâlnirea dintre președinții de asociații și administrațiilor asociațiilor de proprietari din Roman a avut loc marți 23 mai, când Consiliul Județean a trimis la Roman pe Mihaela Popa, managerul sistemului de management integrat al deșeurilor Neamț, cea care se ocupă de câțiva ani de întreg proiectul. Primarul a încercat din nou să explice componentele prețului la gunoi. Deci, singurele costuri care incid în momentul de față asupra noului tarif sunt costurile legate de noua taxă de mediu care a intrat în vigoare începând cu luna ianuarie a acestui an și care, deși în urma demersurilor făcute inclusiv prin intermediul Asociației Municipiilor din România, pentru a fi considerată ca o taxă penalizatoare doar pentru cei care nu colectează selectiv, nu am reușit să găsim înțelegere la Ministerul Mediului și această taxă a rămas în vigoare. Deci una din componentele costului nou la deșeuri este reprezentată de taxa aceasta, care, din păcate, taxă suportă și TVA-ul conform normelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală. O a doua componentă a noului tarif de la deșeuri este reprezentată de tarifele de operare pe depozitul conform de la Ginov, depozit care se află în momentul de față în subordinea unei direcții, serviciu public din cadrul Consiliului Județean și care, bineînțeles, are o serie de costuri pentru întreținerea acestui depozit. La ultima noastră întâlnire, eu v-am oferit atât hotărârea de Consiliul Județean, care a prevăzut noul tarif, cât și fișa de fundamentare din spate, ca să vedeți exact costurile care sunt generate de acest serviciu. Reprezentanta Consiliului Județean a încercat și ea să explice celor prezenți cum s-a ajuns la prețurile actuale de salubritate la Roman și circumstanțele în care acest scandal se rostogolește de ani de zile, ajungând ca astăzi romașcanii să plătească un tarif aberant de aproape 14 lei de persoană. Prețul rezultat este ca urmare a unui calcul matematic în care intră 0,60 de lei pentru transportul gunoiului de la Roman la Girov, 44,92 de lei tariful de gestionare a gropii de gunoi și peste 92 de lei pentru taxa de mediu impusă de guvern în luna ianuarie. În acest moment, la depozitul de la Giro, operează Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Județul Neamț, înființat în martie 2015, tocmai pentru a rezolva problema stringentă a județului, pentru că nu mai exista niciun depozit neconform deschis, erau toate închise, prin proiectul SMIP Neamț, deci pe Sistemul de Management Integrat, și de aceea licitația fiind blocată 2 ani și jumătate, au fost 4 operatori la depozit. Și, așa cum este de regulă în România, contestații, Curtea de Apel, în alta Curte de Casație și Justiție, deci tot am avut 2 ani și jumătate. Între timp, ca să găsim o soluție, deoarece au fost închise definitiv în 2014 depozitele neconforme de la Roman, Târgu Neamț și Caz, soluția a fost să operăm cu depozitul de la Girov cu un serviciu public. Înființarea unui serviciu public de gestionare a gropii de la Girov a intervenit ca o necesitate a rezolvării problemei cauzate de judecarea contestației referitoare la operatorul economic care a câștigat licitația, proces care se plimbă de 2 ani și jumătate prin toate instanțele din România. Acest serviciu public nu are nici profit, nici redevență, așa cum va plăti următorul operator, și avea un tarif de 44,92 de lei, inclusiv TVA. Deci un tarif foarte mic față de un tarif dacă ar fi câștigat cineva la licitație, un operator privat, un operator economic. În momentul în care a venit reglementarea în ordonanța de urgență, ca începând de la 1 ianuarie 2017, se intre în vigoare taxa de mediu de 80 de lei pe tonă la depozitare, 80 de lei pe tonă plus TVA, deci 92,50 de bani, asta înseamnă că automat tariful de la depozit a adăugat la tariful existent, așa, o altă implicare a avut faptul că a crescut salariul minim pe economie la 1450 de lei, deci este strict fundamentarea tarifului de la depozitul de la Giro.
Noi am făcut toate demersurile necesare, pentru că în 14 ianuarie a apărut un alt proiect de ordonanță de urgență, prin care mi se spunea că se va modifica ordonanța de urgență dată în decembrie 2016 și că se va plăti taxă, operatorul va plăti taxă numai pe diferența dintre cantitatea care trebuie să ajungă la depozit și cantitatea care este colectată în întreg județul. În întreg județul se colectează din punctele de colectare prin sistemul nostru reciclabile. Încercările Mihaelei Popa de a explica situația au fost întrerupte cu nervozitate de reprezentanții asociațiilor de proprietari, puțin dispuși să asculte explicații despre istoria proiectului și mai dornici să-și verse năduful față de situația fără ieșire în care s-a ajuns, și anume plata aberantă a unui serviciu de către populație în condițiile în care în acest moment nu se face selectarea gunoiului, ci doar adunarea acestuia de avalma. Argumentați prețul care l-ați băgat, nu altul. Prețul care l-ați ridicat în felul ăsta. Dacă este argumentat prețul, nu vorbiți și vinii de piatră. Are și copii mici. Să vă răspund. Domnul primar, argumentul dânsa nu este valabil pentru noi. Nu o să ne argumenteze pentru ce a scumpit cu noi ăsta și care este problema aia. Pentru că dânsul nu se confruntă cu ne confruntăm noi, în primul rând. Noi am licitat zona 2 încă de anul trecut. Deci zona dumneavoastră, pentru că aici avem o investiție foarte mare. Stația de sortare și transfer de la Cordun, făcută prin proiect. Având stația de sortare aici, prima dată am scos la licitație zona 2, municipiul Roman, și nu suntem noi vinovați că licitațiile sunt blocate. Din nou, reprezentanta Consiliului Județean a încercat să explice situația stației de sortare de la Cordun, care stă și ea nefolosită de ani de zile, pentru că nu s-a organizat licitația pentru administrarea acesteia. Municipiul Piatra Neamț, Bucii, Gunoiu, are stație și sortare, de sortare și transfer și de compostare proprie și din această cauză tariful este stabilit de Consiliul Local și plătesc redevențe la operator, deci la primărie 28% din valoarea contractului. La noi, pe județ, acum avem licitări, deci s-o câștiga zona 4, zona 3, zona 2, este în seap început din săptămâna trecută. Deci așteptăm să participe operatorii la licitație. Cantitatea la nivel de oraș este stabilită statistic de la Ministerul Mediului, pentru că se fac raportări la mediu. Deci ani de zile s-au făcut, fiecare an este obligatoriu să facă raportări la Agenția de Protecție a Mediului. Și s-a constatat că în oraș un cetățean generează 0,94 kg pe zi de deșeuri. Eu am calculat, două persoane, dar sunt copii mici, sunt familii care, într-adevăr, oamenii care nu fac acolo, dacă ne puneți prețul ăsta, da? Ceea ce nu este normal pentru licitația, de ce v-ați semnitat prețul? Deci prețul de la depozit este fundamental. Ați copilat aceste lucruri cu prețul. Noi
ne-ați adus la cunoștință cumva? Să aveți un impact cu populația, să știți și voi. Ce se întâmplă cu omul? Da, nu am putea să doamna Boba, sunteți președinte. Aveți puterii sus la ministra. Eu m-am propus din data trecută. Nu m-ați interzis. Eu sunt un funcționar public și sunt. Nu m-ați interzis, nu fac public. Vreau să-i spun doamna, că se poate lua mult sunt cu doamna ministru, la același nivel. Am făcut solicitări la toată. Deci s-au făcut, nu numai cu CJ, deci și deputații și senatorii din Neamț. Noi avem o grămadă de, când am argumentat, deci am avut o grămadă de intervenții. Întreaga întâlnire s-a transformat într-un vacarm general cu potop de acuzații la adresa Consiliului Județean, care rostogolește de ani de zile scandalul în jurul acestui proiect, ascunzând populației realitatea. Presa n-a spus nimic, nici de la Piatra, nici de la Roman, nimeni nu ne-a științat, că nu pe noi nu mă asociați, inclusiv ultimul om care stă pe strada, plăce pe unii stă. Să știe și el, domnule, luna asta va plăti, uite atât. De ce s-a ascuns atâta timp prețurile astea? Cine a făcut calculele astea? Pe ce bază ne-a făcut? Nu s-au ascuns nici cum? Dacă noi n-am fost informați, doamne. Ați hotărârea de Consiliul Județean? Păi de ce să iau? Auziți, dar impactul lui, nu dumneavoastră, vrea să fie domnul Arsenic. Impactul vrea să fie cu populația întâi, nu cu jurul împrejurul omului mei acolo. Hai să judecăm, hai să crântim la oameni. Este un preț enorm, nu pentru noi bani. Legile la care în țară nu se discute. Doamne, cine îți conduce această țară, doamne? Acest guvern, cine conduce? Tot noi îl facem, nu? Să vină să încaseze banii. Păi, dar noi suntem mai rău la această idee, da? Nu acuști, nu-i mai avem de bani și avem. Doamna, doamna, acum, mă scuza, nu ați transmis mai departe, n-am zis azi problema. Dar ce probleme care se întâmplă în județ? Doamne, unde și populația, se spun și populația, că s-au jurat că fac bine pentru populație, nu rău. S-a mărit, a spus sala luminii. Nu are efectul asupra gunoiului. Reprezentanții asociațiilor de proprietari, în mare parte cu simpatii liberale, n-au ratat prilejul de a reproșa faptul că președintele Consiliului Județean Ionel Arsene nu vine la Roman să discute cu oamenii și că doar atunci când PSD-ul se află în campanie electorală îi caută pe romașcani pentru că are nevoie de voturile lor. Președinții Consiliilor Județene ne-au aceste întâlniri. Oricum, acum nici nu am văzut președintele Consiliului Județean. Vă întreb așa, când aveți nevoie despre votul nostru, atunci reprezintă ceva municipiul Roma pentru dumneavoastră. Dar la solicitările noastre, cum răspundeți dumneavoastră și cât de prompt? Știați foarte bine de problema salubrității și au fost demersuri nu făcute acum. De ce nu s-au aprobat și la Roma de Consiliul Județean? Tot timpul, că cum le-ați explicat dumneavoastră, durează un an, doi ani și așa mai departe. Dar în alte locuri s-au putut rezolva mai multe sau în alte județe. Oamenii sunt informați acum, nu sunt blocați la Roma și nu mai știu ce se întâmplă în afară. Și atunci vin la noi și ne întreabă, de ce acolo e Ovei, de ce acolo 7 lei, de ce acolo e Clujul, de ce dincolo e așa mai departe. Toate astea vin și se aruncă asupra primarului, indiferent care primar e în funcție. Ori primarul nu decide, nu? Că spune hotărârea Consiliului Județean. Și atunci... Consiliul local. Deci primarul. La Consiliul local, nu, Consiliul local. Bun, la Consiliul Județean. Avem și noi hotărâri. Consiliul avem și an a votat majorarea tarifei. Avem a serviciului public. Reamintim că valoarea totală a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț este de peste 150 de milioane de lei, banii fiind asigurați de Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul statului, precum și din contribuția locală, la care se adaugă cheltuielile pentru lucrările considerate neeligibile în cadrul POS mediu, dar necesare pentru implementarea proiectului. Marele reproș a fost acela că oamenii sunt puși să plătească un serviciu de care nu beneficiază, dar mai ales că modul de calcul a cantității de gunoi impusă spre plată romașcanilor, respectiv de 100 de kilograme de persoană, este o cantitate aberantă, calculată din burtă, pe care oamenii nu o vor plăti. Președinții și administratorii au atras atenția asupra faptului că asociațiile de proprietari nu vor mai avea posibilitatea să achite utilitățile, ținând cont de faptul că la Roman se plătește și cea mai scumpă apă din țară, pe lângă cel mai scump gunoi. Și tot acest scandal a apărut în pragul campaniei electorale pentru alegerile din 11 iunie. Rămâne de văzut cine va deconta nota de plată cu nemulțumirile legitime ale cetățenilor, PNL-ul sau PSD-ul.